presenting the car in a closed car. Avem un Fiat 501 din 1924, prezentat la clasa Antebellic Sedan. Astăzi are loc a noua ediție a concursului de eleganță Sinea din perioada modernă, pentru că concursul eleganță Sinea datează de 1934. De acum 9 ani este organizată de Retromobil.ro România și, cum am zis, am ajuns la noua ediție, o ediție mult mai amplă, pentru că de până acum 35 de participanți, două categorii surpriză, și anume legendele de mic litraj și automobile de cursă. Întotdeauna concursurile automobilistice au avut ceva aparte. Iar la Sinaia, încă din perioada interbelică, s-au ținut concursuri automobilistice, indiferent dacă vorbim de concursuri de viteză sau doar concursuri de eleganță, cum este cel de astăzi. Iată că suntem în cel de-al 9-lea an. Le mulțumesc colegilor de la Retromobil Club România pentru eforturile pe care le fac. Vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți alături de noi. A treia oară consecutiv la acest eveniment. 2017 am fost în Fiat 520 Cabrio din 1928. Anul trecut a fost un Playmont P2 de luxe din 1936 din SUA. Și acum a treia oară sunt un Zinger, mașină englezească, modelul 4AD, exclusiv, a fost fabricată pentru export. Este din anul 1952, mașina a fost, modelul Zinger 4AD a fost fabricat între anii 1951-1953. Cu o pauză de 2 ani, 1953-54. Cu ce ați venit la concurs? BMW 2800 CS din 1969. Ce istoric are? Este o mașină importată în România în 1969, la o lună sau două după fabricație. A fost distrusă sau vandalizată, să spunem, la Casa Poporului în parcare, la Revoluție. A fost cumpărată de un prieten prin 90 și ceva. S-a ocupat câțiva ani buni de restaurare. Nu am mai reușit să o termine și nici n-am mai avut nervi și eu am cumpărat acum 10 ani și de atunci încerc să o țin cât de cât în limitele bune, să zicem așa. Nu este perfectă. E greu? Trebuie să ai nervi, să ai răbdare, mereu să strică câte ceva, dar nimic grav, adică e ok. Cum ați recondiționat-o? Ce i-ați făcut? A fost revopsită. Cu ajutorul la prieteni, tinichigerie, vopsitorie, am restaurat lemnele la interior, la jante, în principiu cam asta. Piese găsiți? Piese se găsesc, dar puțin cam greu și au devenit foarte, foarte scumpe. E singura mașină pe care o aveți? Nu, mai am câteva de-astea tot așa vechi. O pasiune? Da, la mine e pasiune, clar. Costisitoare? Asta e, orice e costisitor, mai ales pasiunile cu mașini. Thank you.
să ia... Dar de ce nu stă în față, doamne?